Anul trecut, sindicaliștii de la Ambulanța Buzău și-au ales o nouă echipă de conducere, din care lipsea fostul lider Ion Stoicescu. După validarea alegerilor de Comisia Centrală, dosarul a fost depus la Judecătoria Buzău, iar hotărârea de validare a noii conduceri urma să fie pronunțată pe 22 ianuarie 2016. Pe data de 22 ar fi trebuit să fim numiți în funcții, fiecare pe funcția pe care a încadrat-o și a fost ales la vremea respectivă, în data de 6 decembrie. S-a amânat acea numire de la judecătorie, deoarece a fost depusă o plângere de doamna Mocanu Alina, precum că alegerile nu s-au desfășurat într-un mod civilizat, că s-a votat într-un fel sau altul. Cine e doamna respectivă? Ea a fost în sindicat? A fost în fostul sindicat, care a fost cu domnul Ionu Stoicescu, care au mâncat împreună, care au furat împreună. Ați făcut o afirmație și despre ce... Păi să știi care domnul Stoicescu are, avem o hârtie la mână de către dânsul, că a luat 1.200.000, că nu știu ce, tot fel de... Deci a luat din banii sindicatului? Din banii sindicatului, din banii noștri. Ca urmare a contestației depuse, judecătoria a amânat termenul de pronunțare până pe 2 martie. Între timp, Alina Mocanu a pus bazele unui sindicat paralel cu cel vechi, denumit Ambulanța 2016. Aici au fost atrași peste 35 de membri dintre cei 520 câți avea sindicatul Ambulanța. Alți 70-80 de sindicaliști stau în expectativă pentru a vedea care dintre cele două sindicate va avea câștig de cauză. Echipa nouă, numită la conducerea sindicatului mare, are de gând să contracareze atacurile adversarilor, mai ales că uneori lupta sindicală capătă și forme neortodoxe. Noi vrem să mergem mai departe cu acest sindicat. Pe bază legală? Bază legală, să punem ordine în sindicat și să facem ceea ce trebuie pentru oameni. Noi am luat legătura cu doamna avocată, ceea ce e și ce a spus cu noi. Vrem să urgentăm. Să urgentăm numirea lui în funcție, să ne preluăm biroului care este, care domnul Ionuț Stoicescu fuge de colo-colo cu cheia și nu vor să ne pună la îndemână toate actele și toate dosarele. Chiar dacă noul sindicat încearcă să atragă membrii celui vechi, sindicaliștii de la Ambulanța consideră că totul este în regulă dacă această concurență se manifestă în mod civilizat. Cum decurge lupta? Da, mult e spus o luptă, dar sunt anumite probleme care am încercat să le rezolvăm. Noi am încercat pe cale amiabilă toată lumea să fie... Chiar dacă a luat ființă și al doilea sindicat, nicio problemă. Noi nu dorim decât să mergem mai departe și să nu mai fie îngrădită activitatea sindicatului Ambulanța. Activitatea sindicatului este blocată de faptul că vechea conducere nu mai este statutară, iar cea nouă nu are acces la sediu și la documente, ceea ce este în detrimentul sindicaliștilor de la Ambulanța Buzău.